Din cunoștințele dumneavoastră, domnule ambasador, a crescut numărul persoanelor din Republica Moldova și din Transnistria care vin spre România? În contextul acesta al noi nu observăm acest lucru. Noi nu observăm acest lucru. Nu există. Este un flux normal. Au venit de sărbători, au plecat de sărbători, vin vinerea la rude, de o parte și alta, duminica se întorc acasă și atât. Deci nu vedem o situație normală din punct de vedere al traficului. Traficul de persoane. Avem probleme cu traficul de mărfuri, pentru că foarte multe mărfuri din transportul din Ucraina acum tranzitează Republica Moldova, pentru că porturile sunt închise. Exact. Și un portul important pentru Ucraina a devenit Constanța, ca și pentru noi. Vedem o aglomerare a transportului de mărfar la vamele noastre și aici avem o problemă de rezolvat. E nevoie de noi resurse, de mobilizat și de Republica Moldova și de România, astfel încât și de găsit soluții inovative pentru a facilita transportul de comercial prin vamele noastre. Și în discuțiile mele pe care le am cu autoritățile de la București, îndemn să găsim aceste soluții și una de soluții inovative, bineînțeles, este controlul vamal comun. Ar fi bine să demarăm această experiență. Uniunea Europeană a demonstrat că în acest context multe bariere și preconcepte și, spunem, bariere și rețineri care erau până nu de mult au fost depășite foarte ușor, pentru că contextul este altul, s-a schimbat. Deci și gândirea trebuie să se schimbe în acest context și să gândim mai curajos și să acționăm mai curajos și să nu mai facem trimitere la că legislația europeană ne permite sau că nu este, deci lucrurile stau diferite. Deci avem nevoie de acest control comun să-l demarăm cât mai curând posibil pentru a facilita tranzitul și a persoanelor, dar și în special al mărfurilor, pentru că avem blocaje la vamele noastre.